Bună seara și bine v-am găsit pe toată lumea pe canalul meu de YouTube. În seara asta vreau să pregătesc iepurile la cuptor. O să vi arăt cum îi vedeți, am pregătit. De curățat, i-am spălat, i-am curățat, după cum îi vedeți. Am aici doi iepurași frumos, pot să-i arăți, să se vadă, cu camera. Așa, tăiem și ceapă frumos. O să vadă și mie tăiate, nu? Tăiem ordeii. Nu e puțin testul meu. Nu pot să fie puțin că e prea mare. Ardeii nu se taie așa mărunt, se taie așa mai în prim față. Ei oricum se zgădesc, când fierb. Așa, gătăm acum ardeii de... de tăiat. Facem o friptură de iepure. Mai schimbăm mâncarea. Ceapa, la fel, nu o să tai așa în mine. Bunețe. Acum o să curăț dovleac dulce. Poți să vezi la 15-20 de... Îl tai așa în ea bucăți, așa mai bine îl curăț. Înțelegi? Uite aici. Așa mai bine poți să-l prinzi să-l curăți. Bun. Acum mai dai dovlecelul frumos cu bulețe. Să tai așa în patru. Așa o să facă. Nu se iasă. Mamă, mamă, mamă. Sau cum îi zice ăla, calabasin, nu? Aici așa zice calabasin. Bine, hoi, preparăm o jenesa tarde con berenjena. Vom prepara bine. Așa. Începem acum frumos să o crestăm. O să intre în ingredientele, să intre înăuntru, o să pătrundă în carne. Iată aici, în ele. Așa.
o să iasă o bunătate de iepuri la cuptor. În boul ăsta am pus piperi, am pus puține sare și puțină vegeta, un pic de praf de usturoi și cam atât. Acum îl umplem frumos cu condimente de pe iepuraș. Îl condimentăm bine, să intre toate condimentele prin corp. Deci să pătrundem în tăieturile astea frumos care le-am făcut eu. Normal trebuie să fac cu pensula, dar eu fac ca la țară. Așa de modă veche, eu nu fac cu pensul și cu mâna, intră mai bine cu mâna. Acum punem legumile înăuntru. Și așa e pe margine, se poate prăji. Iar oricum o să scadă și o să fiarbă frumos la temperatura care o are. Asta în jos. Ce nu se simte aici, e frumos să vedem ce bun o să fie. Sper că vă place video-ul meu pe care în seara asta vi-l arăt, o să-l postez sus, să vedeți cum arată. Să nu uitați acolo să-mi dați un like, să vă abonați pe canalul meu Ionel Lils. Să-mi lăsați un comentariu dacă v-a plăcut sau nu v-a plăcut. Să-mi lăsați un share. Să-mi dați un share acolo pe canalul meu ca să pot să fac mai departe mai multe videouri. Uite ce frumos arată aici, nu-i frumos? Acum legumele o să intre frumos. Deci se pătrunde frumos în tătese. Să nu se facă un ochi. Se fac un ochi roșu la iepure, nu? Se fac o căpățână de ardei. Usturoiul o să-l pun pe sfârșit. Stai așa, se pui uleiul. O să-i pui din bidonul ăsta niște ulei de măsline pe deasupra, frumos. Am scăpat un pic mai mult.